A început bacalaureatul. Astăzi, absolvenții de liceu au susținut primul examen de bac din acest an. Numărul celor care s-au înscris pentru a încerca să-și ia diploma de bacalaureat este în scădere. La prima probă, cea de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, s-au prezentat doar 4.158 de absolvenți gorjeni, dintre care 679 sunt absolvenții din seriile anterioare. Practic, de astăzi începe examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015. Pot să vă spun că în toate centrele de examen din județul Gurj, adică în toate liceele care au absolvenți de clasa 12, astăzi a început examenul național de bacalaureat cu prima probă, evaluarea competențelor de comunicare în limba română. Pot să vă spun că sunt înscriși 4.554 de candidați, 3.875 din promoția curentă, 679 din promoția anterioară, iar proba de astăzi o susțin 4.158 de candidați. Elevii au ieșit bucuroși de la prima probă. Aceștia au declarat că subiectele au fost destul de ușoare. Au spus că adevăratele emoții le vor avea la probele scrise. Cum a fost? Foarte bine. Fost ușor? Da. Ce ți-a picat? Mi-a picat scrisoare România Literară. Da. A fost foarte ușor. Sincer, a trebuit doar să explic cine este cititorul, autorul și să spun câte ceva despre prietenie. Te așteptai să fie așa de ușor? Nu. Chiar nu mă așteptam. De ce probă ți-e cel mai frică? De proba scrisă. A fost foarte ușor, tot ce trebuie să face să fie degajat și să fie cât mai natural. Ce ți-a picat? Jurnal, un fragment dintr-un jurnal. A fost ușor. De ce ți-e cel mai frică? De proba la matematică, la scris. Competențele nu sunt grele. A fost ușor, n-a fost atât de greu. Ce s-a picat? Despre prietenie. Dai seama, uite acum. Un text argumentativ despre prietenie. Pentru probele următoare te-ai pregătit? Ai emoții? Am emoții și încă mă pregătesc. La ce ți este cel mai teamă? La matematică. Probele orale se desfășoară pe parcursul a 3 zile. Fiecare candidat are la dispoziție 15 minute pentru rezolvarea subiectelor și alte 15 minute pentru susținerea acestora în fața comisiei. Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română nu se exprimă prin note sau calificativ admis-respins, ci prin calificativele următoare: experimentat, avansat, mediu sau începător. Din 29 iunie până pe 3 iulie se vor desfășura probele scrise ale examenului național de bacalaureat.